Stai, mă iau în cetățean. Și ce probleme? De unde locuiți? În Constanța. Și de ce ați venit la noi? Ca să vă întreb câți ai stat sociale aveți. Dar cine te-a trimis? Cine m-a trimis? Da. Eu am venit ca în picioare, nu trebuie să mă trimită cineva. Dar cu cine am de legătură? Pentru Adică... ce mă trebuie? A, pentru ce îmi trebuie? Da. Pentru cultura mea generală. Da, Lasă-mi un pic de adică... domnul. Mă ce din tot fac. Da, nu știu să un pic de domnul Da. secretar, te rog. Da. Ce fac? Te zic, mă secretar. Da, Și-ați am... venit jos? Da, coroaba. Coroaba, doamna, dar eu nu înțeleg. De ce puneți atâtea întrebări? Păi dacă ați venit la compartimentul de asistență socială, cine v-a trimis aici? Eu, doamna, am venit. Da, Da, singur. singur. La Constanța? De la Și cu ce ați Constanța. venit? Cu trenul până la Da, Și ce nu ați cu venit? roaba, v-am spus. Cum cu roaba, domnule? Cum ați venit cu roaba? Eu nu vă înțeleg. Da, doamna, nu cu roaba. Eu nu înțeleg de ce mă Dar deci înțelegeți. credeți că e un asistat social, nu știu ce vrea. Da, am întrebat-o câți asistați sociali are. Și a zis că nu înțelege în ce calitate întreb treaba asta. Da. M-a întrebat de unde am venit, i-am explicat că vin din Constanța. M-a întrebat cu ce am venit din Constanța. Dar, doamne, dar e relevant cu ce vin din Constanța? Păi v-am întrebat așa că dacă ați spus că vreți să știți, nu-i Petru și vă dăm detaliile astea. Stați, doamnă, și vorbiți cu beneficiarul Stați puțin că termin activitatea la Salvați Copii. Da, faceți, doamne, treaba, nu-i problemă. Cum vă numiți Lasă dumneavoastră? să scrisă Angela. Da, nu ați E un pic cald aici. Cum vă Uite, numiți? dar de la noi ce doriți? Cât să spuneți astea sociale aveți? Vă înregistrați sau ce faceți? Nu, vă filmez acum eu. Păi dacă mă filmați, eu nu vreau să mă filmez. Când trebuie să cer un... Să cer ce? Acordul. Păi doamna, eu nu am bol. Aoleu, păi și nu v-am cerut acordul. Adică, ce facem în cazul ăsta? Păi eu nu am voie, eu nu îmi dau acordul ca tu să mă filmezi. Știu, și cum procedăm? Chemați poliția sau ce se întâmplă mai departe? Nu, Că... nu chem poliția, acum nu Păi, acum. pentru ce, doamne, să sunați la 112? Păi, dar de ce mă filmezi? Vi Spui s-a că ești pus bolnav, spui că ai venit cu roaba, vi spui... s-a pus viața în pericol să sunați Nu la mi s-a pus viața în 112? pericol, dar nu Vi se înțeleg ce pare mă că dați. vă agresez în vreun fel? Deci eu Că... nici nu v-ați recomandat, nici nimic. Stai, Marian, un cetățean. V-am spus că Oh! mă numesc Saiuc Marian. Ce, doamnă, ce aveți comportamentul Mă ăsta? mă dar nu singură când vine o persoană, nu spune nimeni cu oameni. Dar așa faceți cu cetățenii? În primărie, mi-a dat Dumnezeu, așa întreba cine sunteți și cine doriți. Și trebuie să stați la muncă acum, nu să plecați. Dar nu plec, că sunt primul. Păi și trebuie să mă ajutați, ca... Ia nu sunt ca să nu am un nume. Hai să duci să arăți lucrurile acolo așa birou. Ei, nici nu are voie să filmeze. Păi și cum nu are voie să mă filmeze? Păi vedeți cu poate și mie în Doamnă. Domnule, eu am fost spus în pericol, știți? Ușor, mai ușor. Păi eu vă las ușor, eu am fost spus în pericol. O să zic cineva la mine la bătaie. Eu nu pot să stau singur cu un om care spune că e bolnav, că vine de la Constanța, că vine cu roaba. Mai ușor. Păi eu vă înțeleg mai ușor, aici am altă și copii. Păi și tocmai de aceea. Dumneavoastră sunteți angajată în această primărie. Mai ușor, doamnă. Mai ușor. Doamnă, sunteți angajată. Aveți capacitatea, de a vă exercita serviciul? Nu știu să ia și căutați. Păi sunt un cetățean, doamnă. Nu știu ce are doamna. Nu știu ce a pățit doamna. Bună ziua! Nu știu ce are doamna, de ce s-a panicat. Bună ziua! Am intrat la dânsa să ne spună câți asistați sociali sunt în comun. Și s-a panicat. Nu știu de ce. Și a început să urle că e frică, că sare nu știu cine Domnul, la... o să vedeți ce ne zis orele. M-a întrebat cine sunt, i-am spus că sunt Saiu Marian, un cetățean de la Constanța, a început să mă întrebe cu ce am venit aici. Și am explicat că am venit... Da, dar dacă Hai să luăm prima de Sigur, frumos, sigur. Da? Nu mai M-a țipați întrebat așa și cu... nu vă mai panicați, că de aceea v-ați... Femeie, dă-ți demisia de aici, dă-ți demisia. Nu se Pleacă din face primărie, nu așa. mai lucra aici. Da. A, sus e. Au existat incidente aici? De s-a speriat așa? A. Da. Da. Ce s-a panicat așa? Știți care e problema? Că oamenii au și spus că sunt angajați aici în primărie, care... Uite, mă la plimbare Nu, și... nu, nu, nu.
care nu prea au capacitatea de a-și exercita serviciul. Adică sunt mai... Bună ziua! Domn primar? Putem să discutăm cu dumneavoastră? Saiu Maria, îmi pare bine. Suntem o ședință, doi acum. Ah, păi, dar domnul v-a deranjat, eu nu v-am deranjat atunci. Dacă puteți să intrați înapoi atunci. Erau vorba de două lucruri. Primul lucru, comportamentul angajaților. Adică am văzut și eu, dar mi-au zis și cetățenii că angajații nu ar fi în capacitatea... Da, așa spun oamenii, da, bă, oamenii vorbesc mult și poate nu are nimeni dreptate. Mamă, ne plăteam. Adică, doamna de jos a dat un concurs pentru... Doamna de jos, de la asistența socială, a dat un concurs pentru... Îi angajată, doamna și aici, pe măi. Unde putem vedea rezultatele pe care le-a avut? I-a făcut test psihologic? Testul psihologic l-a făcut când a angajat o persoană la locul de muncă și zice, eu m-am dus acolo și m-a întrebat cine sunt. I-am spus că mă numesc Saiu Marian. De unde ai venit? De la Constanța. Cu ce ai venit? Cu roaba. Păi ce era să-i spun, dom'le, că sunt niște întrebări care sunt irelevante pentru... Și ce întrebare am avut? Câți asistați sociali are primăria? Pe la venit minim garantat. Asta a fost întrebarea. Da, și nu vă răspuns. Nu. Domnul primar, se plâng oamenii, acum cetățenii, că bonurile de masă nu sunt împărțite corect la toți angajații primăriei și că cineva ar beneficia de mai mult și cineva de mai puțin. Și dumneavoastră nu ați face nimic. Fals. Dumneavoastră puteți să... La unul îi se dă și la unul îi se dă sau... Îi se dă mai puține, ziceau oamenii. Adică care există se favorizează anumit. După preferință, așa? Da, așa, de, așa. Dumneavoastră sunteți în măsură să nu spuneți. Nu este adevărat. Legat de străzile neasfaltate, atât din comună și din satele arondate, aveți idei când vor fi finalizate? În funcție cum vom primi, este proiect făcut. Nu ni se dă pentru bani pentru asfaltare până nu băgăm, avem proiect de gaze, proiect de tindere de canalizare. Când vom avea proiectul de gaz terminal și de apă canalizare, vom primi și Am văzut că sunt elevi aici. Școala este în... Școala este în reabilitare. Este aproape gata, mai avem un pic și vom muta. Foarte bine. Există cabinet medical în comună? Este dispensat. Cu personal? Doctor de familie, da, cu asistent. Am înțeles. Da. Maria, să nu mai țin pe domnul primar, că am văzut ca ședință. Vă mulțumesc frumos. Domnul primar, oricum am văzut că are ședință, nici nu mai puteam să-l reținem, pentru că, într-adevăr, erau oameni în ședință. Nu știu de ce se panichează doamna. Doamna, am înțeles că au fost niște incidente, dar nu trebuie să vă panicați așa, că dacă faceți așa cu noi, e clar ce faceți cu tanti Lenuța. Și o să cerem și un control de disciplină în primărie. Nu știu, dar ce lucrați aici în primărie? Am vorbit cu primărie. Am avut activități cu organizația să luați copii. Ok, de acord. Ați vorbit cu domnul primar și domnul secretar? Am vorbit, dar nu avem posibilitatea să ne dea informații privind toate întrebările noastre. Mai sunt două întrebări care țin și de alte persoane. Spre exemplu, numărul de asistați sociali. La ce vă referiți? La venitul minim garantat. La venitul minim garantat, acum. Da. Erau vreo... Colega mea se ocupă strict de asta. De și erau vreo 40 și ceva. Dar urmarea faptului că de la 1 ianuarie venitul minim garantat și locația de minim se transformă în venit minim de inclusiv. Da. Exact. Persoanelor care vor avea venitul minim garantat va crește. Probabil că va fi peste 100. Nu, dar până acum cât ați avut? Că aia mai interesează. Au variat de la lună la lună. Au fost situații care au fost și 60, și 70, și apoi au fost și 40, depinde... Și ies la muncă, la ore, adică oamenii care pot. Care pot și care îndeplinesc condițiile. Sunt și vârstnici care nu au... Mai sunt și cei cu copii. Mai sunt copii, așa, ies de obicei, ies la muncă. Mm-hmm. Când sunt programați pe orele, se face o planificare, conform legii, toate sunt... Da, dumneavoastră de la asistența socială? Eu nu mă ocup de parte de beneficii sociale, da, da. Mă ocup parte de servicii, de asta avem parteneriate cu organizații non-guvernamentale care vin și desfășoară foarte frumos. Proiecte cu mame și cu copii. Și eu pe eram sus, noi avem o sală specială pentru noi asta. Noi am văzut, vă felicităm pentru asta, am văzut și noi foarte mulți copii, ne-a zis și domnul primar, ne-a spus că
acei copii sau școala este o problemă cu ea și că o să revină. Nu este o problemă cu școala. Școala este în renovare. Exact. Da, și în lucrări de finalizat. Ne-a spus. Și am găsit o soluție la nivelul... Este bine că ați găsit o soluție, pentru că alții nu găsesc. Și am ocupat spațiile care se mai puteau restrânge la primărie. De exemplu, sus noi avem în parteneriat Salvați Copiii un proiect și un spațiu este ocupat de activitățile care se desfășoară acolo. Da. Dar am avut înțelegerea a noastră, Salvați Copiii, și ne organizăm de așa manieră să se desfășurăm și activitățile și cum am... Copiii stau într-o cameră și proiectele. Și proiectele. Foarte frumos. Foarte frumos, la fericire pentru chestia asta. La capitolul număr exact de beneficiari de prestații sociale, nu pot să vi-l dau exact. Nu, dar este mai interesant. De discuțiile pe care le-am cu colega mea, eu acum, e normal, am eu sus, dar doamna, acum sunt în birou cu doamna. Deci da, tot era interesat să fie un beneficiar de sănătate, dar așa se recomandă când intră cineva. Mi-a explicat domnul primar că a fost cineva, că ați avut o problemă. Și am spus domnului primar să vă pună o... De ce nu vă pune doamna o cameră? Ca să sau vă nu știu. Nu, în acolo. Dar de ce nu vă pune acolo? Dar probabil nici dumneavoastră n-ați procedat corect. O să vedeți... Asta au fost. O să vedeți filmarea că am procedat foarte corect. Nu m-am apropiat nici o secundă de dânsa. Nu m-am apropiat, dar eu în momentul ce am uitat la dumneavoastră, telefonul mă vedeam, deși era undeva așa, nu mai vedeam. Înțeleg acum reacția că ați avut... Maria, nu înțelegi că n-ai fost acolo. Acum, dumneavoastră, știți că ascultați-mă. O depostare imaginilor și-a dat lor caracter personal, trebuie apăsură. Sunteți funcționari publici și v-ați asumat în momentul în care... Judecata a pierdut. Puteți să intrați în judecată, nicio problemă. Sunteți bugetari? Ca asta e întrebarea. Da, suntem. Dacă sunteți bugetari, nu o să câștigați niciodată niciun proces. În mod normal, la dumneavoastră, s-a prezentat. Adică așa, asta e că eu n-am intrat. Stai cu Maria, un cetățean. Și ce probleme? De unde locuiți? În Constanța. Și de ce ați venit la noi? Ca să vă întreb câți stați sociale aveți. Dar cine te-a trimis? În mod normal, la dumneavoastră să prezentați. Adică așa prezentat. Asta e că prezentat la doamna. Eu n-am intrat. Și am zis, de unde sunteți? Că nu vă cunosc. Și vă zis că de la Constanța. Și am întrebat, dar cu ce ați venit la Constanța? Cu Triangul, cu Maia, cu Leaș? Dar dumneavoastră vă vedeți cu parciață. Domnul care față de asistat social. Dar n-am spus că s-a asistat social. Am înțeles însă greșit că am întrebat câți asistat sociale aveți? Pentru că mă susem la... Acum da, așa, cât așa. Zic, ce de dumneavoastră ca să vă susem? Stai, Maria, uitați că domnul, frumos. Da. În mod normal, cred că ar trebui să intrați, să spuneți, sunt Popescu Ion, vreau doar să vă știți informații, să știți că noi răspunem, am văzut că toate părinții mele intră și ies și au rămas în jur de ce v-ați agitat. Deci chiar nu-i cazul. S-a speriat. Deci noi primim adrese cu solicitări de informații pe legea care nu le vedem și nu le știm. 544 primiți, știm asta. Da, și doamnă, să intrați în panică atunci când o să vedeți omul, dacă stă fix și vă filmează, n-aveți de ce. Dacă vedeți că începe să vină spre dumneavoastră, atunci, într-adevăr, vă poate da un motiv de panică. Dar dacă el stă pe poziție și nu mă mișca nici o clipă, tocmai în ideea... V-ați învățit și v-ați dat așa? Da, mă duceam după dumneavoastră. Eu ce să cred în momentul ăsta? Păi dacă dumneavoastră și-ați spus și normal că mă duceam să vă văd, mă duceam pe partea, dar nu, eu nu veneam. Eu, fiind străină cumva de comunitate și poate altă structură, da? Doamna se teme. Eu, nu știu, poate să fie o altă structură psihică, să zic așa, și atunci mă stăpânesc mai mult. Da. Dumnezeu, după ce a sărit la Cucăjoa, după ce a venit ăla și a dărâmat ca prin curte, prin așa, vă dați seama că se practicează așa. Poate nici abordarea dumneavoastră nu a fost corectă. Din lăsat de aici, din comună, și cunosc toți cetățenii. Și la că dumneavoastră ați intrat, mi s-a părut o altă persoană necunoscută. Și eu ce să fac? Când am văzut că toată lumea ia să pleacă, nimeni nu vrea să stea cu mine. Dați-vă când mă fac. Eu m-am uitat la domnul, aveam treabă cu Salvați Copiii, n-am văzut să fie un pericol. Și atunci eu zic, ok, lasă să descurc cu doamna. Nici nu am știut că ați intrat așa în panică și de ce. Că n-am văzut de ce. Mulțumim frumos. Nu vă recomandați, că am văzut cum mai și filmează și mă crea de asistat social, de vă dați seama.